ziua, stimați oaspeți. Sigur, subiect abordat astăzi este un foarte important, dar totodată foarte general. Fiindcă sistemul de învățământ, după cum cunoaștem, este format de un ciclu. De ce eu astăzi, care prezentat au întrebat de contactul și auditorul în toți vingere cu Luca Moldova, mă voi aștepta pe cele dintre parte și măsuri care noi le-am realizat sau le-am identificat pe domeniul contabilitate și audit. Sigur, astăzi sunt discrepanțe în cererea de forță de muncă și oferta educațională în contabilitate și audit. Dar, deși universitățile și instituțiile, colegii le pregătesc foarte mulți contabili, pe piața muncii există mare necesitate de contabili buni. Care ar fi acele discrepanțe? În primul rând, neconcordanța între notele obținute la discipline de profil pe parcursul studiilor și cunoștințele și competențele, abilitățile demonstrate de candidații la angajare în cadrul interviurilor sau testărilor și partea angajatorilor. Adițional, aici am de lor, mai spun că o parte din absolvenții noștri nu cunosc cele mai importante revizii în domeniu, nu cunosc forurile sau site-urile organelor de reglementare a contabilității, nu cunosc asociațiile profesionale sau cele reviste care se publică în domeniul contabilității. Au mai fost identificate de membrii noștri nivelul slab și cunoștințe, atât teoretice cât și aplicative, dar aici credem că este și problema angajatorilor, fiindcă, după cum cunoaștem, am zis că avem ciclul diligență, ciclul 2 mascarat, ciclul 3 doctorat. Fiecare are un complex de competențe. Atunci când angajatorul dorește să-și angajeze un absolvent, ar trebui să țină cont de nivelul de studiu din SAS și de setul de competențe. E clar că angajatorul dorește un specialist cât mai bun, dar cu un salariu cât mai mic. Ori legea contabilității acum nu stabilește ceva cerințe față de un contabil sau un contabil șef. Contabilul șef poate fi și cel cu studii medii de specialitate. Adică nivelul de competențe este diferit pentru cel care finisează învățământul mediu vocațional și cel care are studii superioare. Desigur că sunt restanțe pentru unele instituții și la capitolul de actualizare a programelor de studii. De ce apar aceste discrepanțe? M-aș referi în primul rând la următoare. Cu cât educația va fi pusă în coada strategiilor, cu cât investiția în educație va fi mică, cu atât și relaxarea morală în acest domeniu va fi permanentă. Problema practicii profesionale. Știți că studenții de la anul 3 fac un stagiu de practică la entitate. Iată, agenții economici nu doresc să ia acești studenți la practică, deoarece presupune timp suplimentar, responsabilități, iar cel mai important în contabilitate este și accesul la informațiile companiilor care este strict restricționat. La intrarea pe piața muncii, absolvenții se confruntă cu diverse probleme, dintre care cele mai dureroase ar fi salariile mici, experiența de muncă necesară, nu ai experiență, nu te angajezi. Nu te angajezi, că nu ai experiență. Capacitatea instituțională a unor instituții, acreditarea sau auditul intern, nu s-au dovedit a fi cele instrumente interne de management al calității. Ce măsuri ar trebui să întreprindem? În primul rând, e clar că perfecționăm permanent programele de învățământ. Asta la instituții se face. A doua ar fi instruirea angajatorilor în perceperea competențelor de care trebuie să dispună un student în funcție de nivelul de studii finalizat. Conlucrarea mai strânsă între întreprinderi și instituțiile de învățământ. Codul educației prevede că acele entități care iau studenți la practică li se acordă scutiri fiscale sau facilități fiscale. Cu părere de rău, guvernul nu a luat o atitudine față de aceste facilități.
Desigur că unul din motive ar fi și motivația studentului, absolventului.